Parohia bucureșteană Sfinții Ioachim și Ana Oborul Vechi și Crucea Roșie Română, filiala Sector 2, au organizat pentru prima dată în capitală o acțiune din cadrul proiectului umanitar Caravana de Bine. Timp de două zile după încheierea programului liturgic, credincioși din parohie au beneficiat de consultații medicale gratuite realizate de medici voluntari din cadrul organizației. Aproximativ 150 de credincioși de la parohia Oborul Vechi din sectorul 2 al capitalei au beneficiat timp de două zile de consultații medicale gratuite în cadrul proiectului umanitar Caravana de Bine derulat de Societatea Națională de Cruce Roșie din România. Colaborarea mai veche dintre parohia bucureșteană și Crucea Roșie Română filiala sector 2 a făcut posibilă derularea proiectului și în capitală după ce, până în prezent, a fost dedicat doar persoanelor vulnerabile din mediul rural. Au fost mai mulți medici, ce, iată, de la pediatrie, la cardiologie, diabetologie, EKG și alte specialități medicale. Credincioși s-au bucurat și ați văzut și dumneavoastră că, iată, au fost cu zâmbe după pe buze pentru că, iată, îi mai cercetează cineva. Noi le cercetăm în sufletele, dar adeseori ați văzut prin spitale foarte mulți bolnavi și nu reușesc să fie măcar întrebați de către un medic. Medicii au venit în întâmpinarea lor astăzi și noi am pus la dispoziție așezământul social și toată logistica noastră. Parohia a venit în întâmpinarea filialei și filiala a venit în întâmpinarea noastră, s-au bucurat credincioșii. Ei au fost cei care astăzi, iată, au fost cercetați, le s-au scris rețete și sperăm să continuăm această activitate. De altfel, trebuie să spunem că această activitate nu este singulară, avem o foarte bună colaborare cu filiala Sector 2 a Roșii Român multe activități, activități de care au beneficiat toți credincioșii și noastre. Sunt mulți bătrâni în această zonă care nu au acces la servicii medicale, în special la un ecograf, ne povesteau că durează și 2-3 luni să se programeze, să reușească să facă o ecografie abdominală și am în calendarul nostru am inclus și această activitate. Este prima pe București. Noi, în București, mai avem o caravană de sănătate pentru cetățenii ucrainieni la sectorul 6 și vom deschide un proiect un mai amplu pentru cetățenii ucrainieni, dar pentru populația rezidentă, să spun așa, pentru cetățenii români, este primul proiect în București. Astăzi avem. 5 specializări, facem o măsurare generală de parametri și EKG, după aceea au posibilitatea să meargă să discute cu un medic cardiolog, avem un medic diabetolog și bol de nutriție, alături de noi pediatrie și un medic internist care face ecografie abdominale. Caravana face parte din campania națională de promovare a sănătății a Crucii Roșii Române, desfășurată în parteneriat cu United States Agency for International Development și Federația Internațională de Cruce Roșie.